Bună seara, stăm de vorbă cu domnul avocat dr. Flaviu Ciopec din Baroul Timiș. Bună seara, domnule. Bună seara. Bună seara. Ne puteți spune câteva cuvinte despre tema prezentată în cadrul conferinței de astăzi? Da. Am salutat inițiativa domnului decan de la Baroul Dolj, domnul Lucian Săuleanu, de a prezenta în cadrul acestei conferințe cu mai mulți invitați, eu așa m-am gândit, o practica evaziunii fiscale și jurisprudența din raza Curții de Apel Timișoara. Cel puțin, eu așa am înțeles ca avocat să fac în sensul de a aduce colegilor mei și, mă rog, specialiștilor care au fost prezenți la conferință, câteva indicii despre cum în probleme controverse, de aceea am și intitulat intervenția mea Aporii jurisprudențiale, adică chestiuni de inflexiune, de articulare, acolo unde s-ar impune o dezbatere sau unde anumite soluții din jurisprudență nu sunt încă satisfăcătoare. Care considerați că sunt principalele diferențe între practica din Timișoara și cea din restul țării? Da, aș fi vrut să lămuresc această chestiune, inclusiv personal, nu cred că am reușit, pentru că în esență s-au discutat lucrurile la nivel general și n-am fost în măsură să-mi dau seama dacă într-adevăr diferențele sunt esențiale. În linii mari însă, chiar dacă lucrurile s-au discutat la nivel general, am înțeles că în principiu se pun cam aceleași probleme, dar diferențele, în păcate, n-am reușit să le depistez. Dacă ar trebui să alegeți între cariera universitară și cea de avocat, la care dintre cele două ați rămâne? Eu alegerea asta am făcut-o de mult, acum vreo 15 ani, și am hotărât să merg cu ele împreună. Acum, să repun în discuție o chestiune pe care o credeam tranșată, mă rog, pare un lucru foarte greu. Nu aș face lucrul ăsta, pentru că realmente cred că cele două se leagă foarte mult, în sensul că ideile pe care le-am prezentat astăzi la conferință au fost idei care au venit din practică, din practica mea ca și avocat, deși, evident, dacă n-aș fi avut background-ul universitar, posibil că interpretarea lor sau punerea lor în ordine sau formularea lor ca probleme de discuție n-ar fi fost atât de eficientă. Prin urmare, cred că cele două realmente se completează și ideea unei separări, în cazul meu, chiar nu se pune.